Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit în fiecare zi de luni, marți, joi, casele domniilor voastre cu emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre partidele politice, mișcările politice din cadrul lor, precum și impactul pe care îl are asupra fiecăruia dintre noi. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Igor Volnițchi, analist politic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara! Bună seara! Și domnul Victor Juc, vice-directorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice din cadrul Academiei de Științe din Moldova. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Domnule Volnițchi, cu dumneavoastră aș vrea să încep și să aflu punctul de vedere raportat la ceea ce se întâmplă, de fapt, în ultimul timp, pe șicherul politic. Haideți să vedem. Cel puțin lista oficială ne demonstrează că la ora actuală în Republica Moldova avem aproximativ 40 ceva de partide politice. Doar câteva dintre ele, 5-6 la număr, sunt vii a putea vorbi de un anumit vector pe care îl promovează. De ce se întâmplă lucrul ăsta? E firesc să fie așa într-o societate democratică? Așa a fost dintotdeauna în cei 25 de ani de independență a Republicii Moldova și de fiecare dată circa 2/3 dintre partide sunt inactive și doar figurează în registrul de stat al partidelor deținut la Ministerul Justiției. Însă ceea ce trebuie să reținem noi este că aceste partide probabil, unele dintre ele probabil ar prefera să părăsească scena politică și oficial, nu numai neoficial, cum au făcut-o deja, dar nu avem o procedură simplificată pentru ca aceste partide să-și înceteze activitatea. Și mulți dintre ei, când își închipui numai câte bătaie de cap ar avea convocând un congres sau prezentând un minim set de documente la Ministerul Justiției, zic, lasă-l mai bine să stea acolo în registru, că nu cere mâncare, cum se zice la moldoveni. Și iată că, din această cauză, alții așteaptă momentul potrivit pentru a-l vinde, de ce? Trebuie să recunoaștem că am avut o mulțime de cazuri în istoria Republicii Moldova când partidul era ținut pe linie moartă și privit așa ca un fel de tranzacție de viitor, care în unele cazuri chiar și-a luat foc. Sunt și dintre cei care așteaptă o minune care le-ar permite la un moment dat să-și relanseze activitatea formațiunii și noi am avut asemenea cazuri, o mulțime, spre exemplu același partid al Reformei, actualul Partid Liberal, care a fost inactiv timp de mai bine de 10 ani și brusc a reapărut în prim planul vieții domnule politice. Domnule Volnețchi, pe multă lume interesează faptul de ce nu fizionează, spre exemplu, cei care ar împărtăși aceleași doctrine. Rânza moldovenească, de obicei așa se spune, dacă e să generalizăm printr-o singură noțiune, și de obicei cel care este pe cal, de cele mai multe ori, nu prea acceptă ca să mai ia pe cineva în acest car politic și să împartă cu el beneficiile. Problema fuziunii pentru fiecare partid politic apare atunci când el intră în declin și privește fuziunea doar ca o posibilitate de supraviețuire politică. Și iarăși, revenind în istoria noastră recentă, noi vedem că am avut unele fuziuni, însă dacă și aceste fuziuni au loc, de fapt cel defavorizat este partidul fără șanse politice, fără șanse electorale, iar cel care chipurile i-a făcut o mare favoare acceptându-l în carul său, impune astfel de condiții încât o minte așa lucidă nu prea poate să le perceapă. Și iarăși, repet, dacă revenim în istorie, vedem o mulțime de asemenea cazuri. Domnule Novac, spuneți-ne, vă rog, recent, de fapt, a avut loc congresul PSRM, doamna Greceanu este noul președinte al Partidului Socialiștilor. Putem vorbi de începerea unei noi etape a dezvoltării partidului? Evident, noi avem o strategie clară. Congresul care a avut loc ieri a fost unul extraordinar. Așa, știți cum, nu de mult a fost adoptată o lege prin care, practic, era clar sub cine este făcută această lege. Ori noi vedem în alte țări europene recent, doamna Merkel a fost realeasă în fruntea partidului pe care îl reprezintă. Adică sunt o sumedenie de exemple pe care le putem aduce, însă, uite, noi, știți, noi iubim să dăm exemplu Germaniei, dar nu tot timpul. Așa, atunci un fel când de, ne convine. Atunci când ne convine, da, standarde duble. De aceea, acest proiect de lege, această lege deja votată în Parlament, care interzice ca șeful statului să aibă apartenență politică ori să reprezintă o formațiune politică, a fost făcut concret împotriva lui Igor Dodon. Noi am găsit soluția potrivită, noi suntem siguri că
Știți, eu tot timpul am spus, nu există persoane apolitice. Și eu, și dumneavoastră, și domnul Juc, și domnul Volniț, când mergem să ne exercităm acel drept constituțional, oricum pentru cineva votăm, pentru cineva în suflet suntem. Și să spui că total apolitic, așa, este mai mult din domeniul fantasticii. Însă, da, noi am avut congresul, am avut foarte mulți oaspeți din străinătate, am semnat și câteva acorduri de colaborare. Dacă până acum noi am avut așa, semnasem recent cu Grecia, în vara acestui an, în august, pe data de 4 august sau 5, nu mi-am inteles exact, am semnat și cu socialiștii din Serbia. Am avut mai înainte astfel de colaborări și cu partenerii din Austria, Rusia, Ucraina, Bulgaria. La congres ieri a fost semnat și cu Belarusul, Kârgăstanul, Georgia, Letonia. Din ceea ce am urmărit ieri, sunt dispuși și partenerii din Turcia să colaboreze cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Adică au apărut mai mulți doritori și în perioada, nu știu, deja cred că la anul după sărbători, evident că o să avem vizite la nivel înalt, am primit deja și invitații și vom mai semna astfel de acorduri de colaborare. Domnule Juc, domnul Volnițchi a enunțat o idee destul de interesantă. Se vând idei. Idei știam și unul din marii politologi ne spunea lucrul ăsta, dar că se vând partide este relativ ceva nou. Cum priviți dumneavoastră acest deziderat? Nu este ceva nou. Domnul Volnițchi a enunțat absolut corect, pentru că actualmente în registrul de stat sunt înregistrate 45 de partide politice, dat fiind amendamente sau legea care a fost adoptată în decembrie 2007. Mișcările social-politice nu se mai regăsesc în calitate de partide politice, dar multe dintre ele nu funcționează pentru că înregistrarea primelor partide s-a făcut într-o 1999 și dacă vă uitați pe paginile registrul de stat, multe partide au rămas înregistrate într-o 1999 și probabil nu mai funcționează din diferite considerente. Mulți dintre acești lideri într-adevăr se așteaptă în fața unor eventuali cumpărători și avem unele exemple, dar cei care cumpără partide trebuie să înțeleagă un lucru foarte simplu. Partidul care nu a acționat mult timp, practic a rămas fără membri. Unii au plecat peste hotare, alții nu mai doresc să facă parte din niciun partid politic, al treilea au trecut la alt partid și este foarte dificil de a prezentat toate actele privind chiar și schimbarea denumirii unui partid și am avut câteva exemple foarte neplăcute pentru cei care au, între ghilimele, au cumpărat aceste partide. Eu le-aș asemăna cu niște păpușe care, sau niște obiecte care se află într-un magazin, se prăfuiesc în așteptarea unui cumpărător. În acest sens, consider absolut necesar ca în 2017 Ministerul Justiției să procedeze la reînregistrarea partidelor și ca cineva să nu considere că este o discriminare, se încalcă dreptul la asociere, să se respecte aceleși condiții, să se respecte dreptul la proprietatea datelor cu caracter personal, dar partidele să fie reînregistrate și vom vedea că nu funcționează atât de multe. Un partid nu funcționează pentru că nu are bani? Un partid nu funcționează din mai multe considerente. În primul rând nu are bani, oameni. În al treilea rând și liderii politici nu mai au acele ambiții pe care le-au avut. În al patrulea rând au avut unele insuccese și au considerat că este absolut inoportun ca să mai cheltui bani. Avem un partid, sau primul partid, înțelesul adevărat a cuvântului, din Republica Moldova, care niciodată nu a fost prezent în Parlament. Și chiar ultimul președinte, care este plus și finanțator, dat fiind că partidele din Republica Moldova în cea mai mare măsură sunt partide bazate pe imaginea liderilor, nici el nu mai consideră necesar ca partidul să apară cât de cât. În plus, să nu uităm că partidele sunt ancorate pe cicluri electorale, unele apar în ajunul campaniilor electorale, de obicei în perioada electorală, exprimă anumite considerente, dar practic nu sunt luate în considerație de nimeni. Și prin urmare, în Republica Moldova avem un sistem de partide atomizat, dacă să folosim terminologia lui Giovanni Sartori, adică foarte multe partide, multe dintre care se află la marginea conștiinței politice a electoratului.
Domnule Volnițche, în foarte multe partide există anumite disensiuni și când zic lucrul ăsta, mă refer la recentele neînțelegeri din cadrul Partidului Liberal în mod special, pentru că ceva timp în urmă a mai avut loc o dezlipire, hai să zic așa, a unei arepi din cadrul acestui partid. De ce apar disensiuni în cadrul partidelor politice și în contextul ăsta, cel puțin mie mi-a trezit curiozitatea, ce înseamnă a retrage susținere politică pentru un ministru? E posibil așa ceva? Bine, să începem cu disensiunile care apar periodic în anumite partide. Să știți că nemulțumiți există în fiecare partid și la fiecare etapă, indiferent care ar fi poziția ocupată de partid în preferințele alegătorilor sau în ierarhia puterii în stat. Însă, aceste nemulțumiri sunt foarte bine camuflate atâta timp cât partidul respectiv oferă membrilor săi, fruntașilor săi, anumite beneficii și anumite perspective. Exact așa este și cazul la care v-ați referit dumneavoastră. Cazul Partidului Liberal. Dacă nu exista acel rezultat al lui Mihai Ghimpu în alegerile foarte prezidențiale, slab. Da, relativ slab pentru acest partid, care ne-a deprins deja că avea între 10-15% din preferințele alegătorilor, cu atât mai mult că se vorbește neoficial că, uite, curentul unionist, care este baza electoratului acestui partid, fiind în creștere, Mihai Ghimpu nu a reușit să valorifice potențialul acestui curent. Bine, dacă nu exista acest rezultat al lui Mihai Ghimpu, atunci era unul mai bun, atunci eu cred că și domnul Șalarul și alții și-ar fi camuflat încă o perioadă, nu și-ar fi exteriorizat aceste supărări, pentru că partidul urma să mai furnizeze anumite beneficii. În condițiile în care unii membri ai Partidului Liberal înțeleg că el nu le mai poate fi de folos și nu mai corespunde așteptărilor lor de viitor, de perspectivă, evident că ei încep să caute alternative. Și nu poți pur și simplu să pleci așa dintr-un partid, uite, recunoscând că, uite, partidul nu mai corespunde așteptărilor mele. Evident că formulezi anumite mesaje, anumite pretenții, faci anumite demersuri, ceea ce, de fapt, a și făcut domnul Șalaru. Cât ține de retragerea susținerii, da, într-adevăr, este un fel de know-how în politica moldovenească, însă această retragere a susținerii, de fapt, mai este aplicată și în alte țări. Zic, la noi a fost un element cât de cât cu titlul de inovație, dar odată anunțată această retragere a susținerii, urma să aibă loc și alte acțiuni și noi încă nu le-am văzut. Dintr-un punct de vedere, e clar că nu a urmat acel demers pe care mulți se așteptau, deși în presă au apărut unele informații neoficiale că totuși liderul PL ar fi făcut demersul respectiv către premier, care urma să se adreseze președintelui Timofte și așa mai departe și așa mai departe. Dar noi putem intui că nu s-a insistat pe acest mesaj, deoarece urmează o reorganizare a guvernului și încă nu știm dacă ministerul respectiv în genere va reveni liberalilor, iar dacă va reveni, atunci reorganizarea este o bună oportunitate pentru a valorifica retragerea susținerii respective. Domnule Novac, ați vorbit ceva mai devreme despre aceste acorduri de parteneriat pe care le-au semnat reprezentanții Partidului Socialiștilor cu reprezentanții mai multor țări. Vreau să revenim un pic acasă și să vă întreb, care sunt principalele mize atunci când vorbim despre colaborările viitoare a Partidului Socialiștilor raportate cu alte partide active de pe arena politică? Pentru că avem o majoritate parlamentară, poziția socialiștilor este fermă raportată la ea. Atunci când domnul Dodon deja urmează să fie investit în funcție oficial, care sunt principalii parteneri? În primul rând, dacă să vorbim, domnul Dodon deja are, să zicem așa, agenda sa la președinție. PSRM, pe de altă parte, are agenda sa, care are una foarte clară, care și-a fost până la plecarea domnului Dodon de la conducerea partidului. Acum aceste prerogative, după cum și s-a spus, noi suntem obligați să valorificăm toate cele promisiuni electorale. Și cred eu că deja au fost câteva evenimente, mă refer, au fost alegerile prezidențiale, parcă a trecut. Acum am fost puțin ocupat și de organizarea congresului, a trecut și asta, mai avem și puțin cu inaugurarea, care în viitorul apropiat, săptămâna asta, de fapt la sfârșitul săptămânii. Vin pe de altă parte sărbătorile de iarnă și imediat cum trec toate aceste etape, procedem la implementarea platformei noastre electorale, atât din scrutinul parlamentar care l-am avut,
cât și cel prezidențial. Da, dar în același timp vorbim de două tabere, dacă vreți. Majoritatea parlamentară care nu va susține întotdeauna pe domnul Dodon în calitate de președinte și președintele statului care are anumite... Dar este evident că nu o să-l susțină și o să-l blocheze. Eu sunt convins că o să fie blocat domnul președinte Dodon. Și nu de atât, că eu pot să vă aduc o sumedenie din exemple când noi, socialiștii, am fost cei care am elaborat, am făcut o muncă enormă, inițiativă legislativă. Se ajungea la guvern, aviz negativ, trecea o săptămână, copy-paste și vinea guvernul cu aceeași inițiativă. Noi, de fapt, știți cum, pe noi ne bucur că măcar ideile noastre au ajuns să fie benefici. Chiar dacă nu este inițiativa noastră, noi nu suntem... Este neplăcut când depui o muncă. Chiar pot să vă duc un exemplu. Acel document care a fost în mare parte pregătit de către colegul meu, Vladimir Odnostalco, cred că am muncit vreo 4 luni la un proiect, a fost și în România, s-a consultat cu experți în România și în Ucraina și în Rusia ce ține de drogurile sintetice. Și vă dați seama, am primit aviz negativ de la guvern. Drogurile care sunt un pericol pentru tineri, societate. Pentru societate, vine cu aviz negativ. Noi am venit cu un proiect foarte clar că Republica Moldova, cu părere de rău, este așa un poligon de experiență pentru traficanții de droguri. Eu nici nu am crezut că e atât de grav. Nu sunt expert, dar când m-am implicat în studierea acestui domeniu, strașnic ce se face. Copiii în școală, parcă și încă, din punct de vedere a legii, nu-i pot sancționa cu aceste droguri sintetice, nu e normă legală. Noi am venit, ne-am consultat, vă zic, și cu, deoarece aici nu pot să ignori pe cineva. Vă zic, și cu românii, și cu rușii, și cu ucrainini, cu toți. Am luat cei mai buni de la ei. Cum ați rezolvat voi problema? Asta am dorit să o facem la noi. Guvernul trosc, vin ei. Bine, ați zis voi, noi votăm, nu e o problemă. Și o sumedenie de proiecte economice, care, ia că, alt exemplu, cu patenta. Noi am fost cei care în luna mai am elaborat un proiect înregistrat. Eu am fost, nu mai țin minte în câte grupuri de lucruri, inclusiv și la guvern, și la, pe lângă Comisia Economie, Buget și Finanțe, se aduceau argumente, parcă să bloca și le-am spus, dar bine, faceți-l voi, numai să se rezolve problemele astea odată pentru cetățeni. Asta și-au făcut, a venit guvernul cu alt proiect, la nostru și dar iarăși nu avem pretenții. De aceea, următoarea etapă este, noi am spus, noi încă nu am asigurat la ziua de azi drepturile cetățenilor noștri în diasporă. Și când vorbesc de diasporă, nu vorbesc doar de Federația Rusă. Acolo se muncește la negru. Mâine, poi mâine o să se întoarcă toți acasă. Ce pensii o să primească? De unde o să primească pensii? De unde o să primească garanții sociale dacă ei muncesc așa cum muncesc? Deci noi avem de gând să mergem inclusiv și în Federația Rusă, că avem un număr foarte mare de moldoveni care muncesc acolo, să negociem drepturile lor acolo. Ori poate să venim cu un proiect, deoarece toate aceste remitențe practic vin în Republica Moldova. Acești bani sunt valorificați aici, în mare parte. Iar când vor deveni pensionari, nu știu, adică avem niște idei, nu vreau să anticipez, dar avem foarte multe planuri. Spuneți-ne, vă rog, haideți să revenim un pic la ce se întâmplă cu partidele politice din Republica Moldova. Am o întrebare care poate pentru unii ar stârni zâmbetul. Spuneți-ne, vă rog, a fi președinte unui partid în Republica Moldova înseamnă până la sfârșitul vieții? Sau mai există și președinție după, da, așa numită? Și când zic lucrul ăsta, mă refer la partidele care deja s-au identificat, sau cum spuneam ceva mai devreme, și dumneavoastră partidul este identificat cu liderul. Ori nu în zadar făceam referire și la PL. Vă rog. Da, problema este simplă. Partidele din Republica Moldova, în mare parte, au fost create de către unele persoane, mai mult sau mai puțin publici, care au considerat că pot să-și creeze un partid pentru a se promova în mod legal la accederea și exercitarea puterii de stat. Și atât timp cât liderul se află în ascensiune, cât imaginea lui este pozitivă în societate, atât acest partid există. Atunci când, dintre anumite considerente, imaginea partidului scade, atunci partidul în general, practic, fie este trecut pe linie moartă, fie își pierde total din suport,
din suportul electoral și undeva rămâne înregistrat numai la Ministerul Justiției. Desigur că unii încearcă ca să scape, vorbind între ghilimele, de partide și îl fuzionează sau îl trec prin absorție la alte partide. Anticipați, de fapt, întrebarea mea. De ce unii lideri nu acceptă, de fapt, modernizarea? Pentru că nu mai au cu cine moderniza. Practic, partidele, în mare parte, dacă s-ar face o reînregistrare a partidelor, vom vedea că, în mare parte, nu au membri de partid. Au rămas liderii numai cu ștampila și numai mult. Partidele din Republica Moldova totuși puțin sunt instituționalizate, sunt slabe din punct de vedere financiar, slabe din punct de vedere organizațional, chiar dacă există legea cu privire la partidele politice, care presupune că în fiecare unitate teritorială administrativă din nivelul 2 să aibă câte 120 de membri, în total să fie numai puțin de 4200, dar totuși partidele din Republica Moldova sunt slabe și în mare parte vedem că ele își desfășoară activitatea 3-4 cicluri electorale cel mult. În rest, apoi cad, cum sunt prea multe partide și nu trebuie să le amintim noi, care, de fapt, practic se află la marginea conștiinței politice a electoratului. Poate nu există comunicare pe verticală? Comunicarea pe verticală este greu de realizat atât timp cât te afli în decădere. Atunci când partidul se află în ascensiune, atunci comunicarea pe verticală este mai mare. În plus, oamenii din teritoriu, vrem noi sau nu vrem, vin la partidele mari, la partidele care se află fie la guvernare sau chiar în opoziția parlamentară, dar știu că cu ajutorul acestor partide ei vor putea să rezolve anumite probleme, nu numai personale, dar și problemele ale comunității. Și din această cauză, partidele care se află la guvernare, de regulă, sunt partide mai mult sau mai puțin mari, iar partidele care au fost create pentru alte scopuri și nu au reușit să acceadă la guvernare, ele sunt partide foarte mici din punct de vedere numeric și practic nu au niciun suport. Este foarte important ca partidele să fie prezente în teritoriu. În lipsa unor structuri viabile în teritoriu, partidele practic nu au nicio sorți de izbândă, de ce ești în Republica Moldova, dacă doriți încă un exemplu, candidații spuneți independenți niciodată practic nu s-au apropiat de un scor electoral bun, pentru că nu au structuri sau nu au oameni în teritoriu. Dacă îmi permiteți, da, eu aș vrea să pun în discuție o problemă. Eu am altă opinie referitor la norma legală privind partinitatea președintelui. În opinia mea este foarte bine ca președintele să-și suspendeze activitatea unui partid, pentru că în conformitate cu articolul 77 din Constituție, el este garantul suveranității. În Republica Moldova, președintele reprezintă toți cetățenii, în primul rând, iar în al doilea rând, președintele nu are atribuții executive. În Germania, președintele Uniunii Creștin-Democrate este șeful guvernului, nu este șeful de stat. Iar în Republica Moldova, președintele este șeful statului. Ca și în Germania există șef al statului. Și eu cred că s-a procedat foarte corect. Deși nu este mai puțin adevărat că, spunând Igor Dodon, se subînțelege Partidul Socialiștilor, spunând Partidul Socialiștilor, se subînțelege Igor Dodon. Dar din punct de vedere legal și din punct de vedere normativ, este absolut corect în opinia mea. Domnule Volnițchi, din punct de vedere al doctrinilor, cetățenii Republicii Moldova dețin întreg spectrul necesar pentru a se regăsi, poate, într-o doctrină politică pe care o împărtășește un anumit partid? Din păcate, în peste 25 de ani de independență a Republicii Moldova, doctrinele așa și nu au devenit un element indispensabil al politicii moldovenești. A devenit mai degrabă ceva care e folosit de la caz la caz de lideri politici în anumite contexte. Spre exemplu, dacă un partid anume dorește să aibă o anume afiliere internațională și să beneficieze, evident, de pe urma acestei afilieri, pentru că știm, marile familii politice europene sau internaționale furnizează și anumite beneficii pentru țările conduse de partidele care sunt membri ale acestei familii. În Republica Moldova, doctrinele sunt scoase și puse în vitrină numai atunci când e vorba de un interes concret și de cele mai multe ori e vorba de un interes asociat cu factorul extern. Pentru alegătorii din Republica Moldova, doctrinele înseamnă foarte puțin, ca să nu zic aproape nimic. Pentru alegătorii din Republica Moldova, pentru membrii partidelor din Republica Moldova, există o singură doctrină și această doctrină se numește puterea. Absolut toți
acei care fac politică în Republica Moldova tind spre putere. Dintr-un punct de vedere e și logic, pentru că un partid se creează pentru a prelua puterea și prin intermediul ei se rezolvă problemele oamenilor. Numai că la noi ușor e denaturat sensul acestei noțiuni și unii își doresc puterea nu atât pentru a rezolva problemele oamenilor, cât mai degrabă pentru a pune în aplicare anumite scenarii care vizează interesele personale, interesele de grup, uneori partinice și în foarte puține cazuri ale oamenilor. De ce? Dezvoltând o idee enunțată puțin anterior de către, am impresia de către domnul Juc, eu aș zice că în Republica Moldova sunt foarte mulți transfugi. Dumneavoastră întrebați de ce nu are loc modernizarea unei formațiuni politice în momentul în care ea intră în impas. Păi e simplu, pentru că oamenii, activiștii, cei care sunt planctonul politic în Republica Moldova, dacă pot folosi această expresie, ei percep partidele ca pe niște bărci. Odată ce barca plutește, e frumoasă, e atractivă pentru electorat, ei se regăsesc în ea. Stau și ei în această barcă, mai vâslesc uneori, de multe ori vâslesc alții în locul lor și ei doar culeg beneficiile, iar în momentul în care barca începe să se scufunde, ei se gândesc, de ce să proced la repararea ei când există o barcă mai frumoasă alături? Pur și simplu sară în altă barcă și mi s-a rezolvat problema. Nu există această dorință. Partidele fiind asociate cu liderul, de multe ori, cei care obțin anumite beneficii de pe urma alierilor cu liderul, de pe urma aflărilor într-o echipă politică sau alta, decid. Se duce liderul la fund, se duce partidul la fund. Eu oricum nu sunt asociat cu acest partid într-o măsură atât de mare, cu atât mai mult că în teritoriu nu există atât de multe alternative, apar noi forțe, activul din teritoriu practic este același și dacă o să vă uitați în 25 de ani de independență, cei din teritoriu cât de cât mai vizibil și cu o experiență politică cât de cât s-au perindat în foarte multe partide, ei știu că oricum se vor regăsi într-o tabără anume, oricum la un moment dat din nou vor fi asociați și aliați cu puterea, din nou își vor rezolva acele probleme și ei nu văd sensul de ce să participe la modernizarea unui partid când același beneficii și aceleași scopuri le poți obține pe căi mult mai ușoare. Domnule Novac, vreau un pic să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în partidul și continuă să se întâmple în Partidul Liberal. Spuneți-ne, vă rog, aceste acțiuni înseamnă începutul sfârșitului pentru partidul respectiv? De ce aceste disensiuni tocmai acum au ajuns în punctul culminant? Și e vorba totuși de un vicepreședinte. Acolo, eu când vorbeam încă în primăvara acestui an, noi de fapt am fost cei care am înaintat și moțiune simplă asupra activității ministrului Șalaru. Și atunci eu de la tribuna centrală a Parlamentului am vorbit foarte clar de ce acest cetățean urmează să fie și demis, și nu doar demis din funcția de ministru al apărării, dar și să răspundă pentru toate mărșăvenile care le-a făcut acolo în minister. Pe de altă parte, acest conflict a trecut în faza activă acum. Eu pot să vă zic că eu cunosc mai multe detalii acolo. Sunt interese de business, prin construcții. Mai este un coleg deputat din aceeași fracțiune care sunt cam în relații nu prea bune cu ministrul Șalaru. Nu i-a organizat o licitație, adică nu i s-a trucat. I s-a făcut... Pe de o parte, Șalaru a făcut bine că nu a făcut jocul, dar anterior a mai făcut șmecherii de astea. Chestia era că, dacă vă amintiți cu cele 3 hectare de teren despre care eu vorbisem atunci, sunt mai multe aici la mijloc, dar să nu uitați că ministrul Șalaru este unul dintre cei care aduce bani în partid. Și asta nu este un secret. Doar cei care vor să ascundă după deget nu înțeleg acest lucru, ori dacă înțeleg, preferă să-l evite aceste discuții. Evident, ceea ce au spus colegii de platou, că acel scor slab înregistrat la scrutinul prezidențial nu putea să nu răbufnească. Or, eu știu sigur că în perioada când se discuta cine se candideze la funcția de președinte din partea acestei formațiuni politice, au fost discuții foarte aprinse pe interior. Deoarece se considera că Ghimpu nu mai este o locomotivă a PL-ului, Ghimpu nu mai este credibil în fața cetățenilor, le se aduceau argumente și dragostea cea mare care au manifestat-o
în ghilimele, protestatare de la 20 ianuarie acestui an. În teritoriu este ceea ce vorbea domnul Juc despre structurile teritoriale. Ei nu prea au multe structuri vii în teritoriu, însă au. Este adevărat, ei au, eu cunosc care este situația, stare de lucruri. În teritoriu se ducea un lucru activ pe de-o parte. Ministrul Șalaru mai încerca să convingă primari, consilieri și așa mai departe. Nu, practic asta este aceeași scenariu, nu știu cum să-i zic eu pe interior, un complot, ori eu sucot că dacă există o problemă, trebuia să discute la masa de negocieri. Ce s-a întâmplat mai târziu, că s-au strâns totuși la masa de negocieri, dar aceste metode, eu nici pe departe nu sunt fanul liberalilor, să mă credeți, dar cred eu că înregistrări audio când se discută deschis probleme pe interior, asta este josnic. Josnic este mârșav, dacă doreți. Și încă pe urmă să preziți media cine și ce a zis, evident că s-au mai scăpat și cuvinte necenzurate pe acolo, care la fel au nimerit prin sursele media. Până la urmă asta este problema lor pe interior. Eu știu că acum actualul ministru al apărării dorește să pornească propriul proiect politic, el de fapt îl dorește mai de mult să-l pornească, dar totuși spera că va reuși să facă un refresh al PL-ului. Totuși a sperat că cumva liderul lor, domnul Ghimpu, se va da binevol la o parte, va demisiona, vor căta o formulă, vor schimba conducerea, vor elabora o strategie, nu a fost să fie, iar scorul de la prezidențiale încă și mai tare, știți cum, este foarte greu să te speli de cele 1,8. Eu nu știu chiar cum vor face ei acest lucru. Deja mai bine era, mai oportun să nu participi în genere în această campanie. Domnule Juc, vreau să vă întreb. Campaniile electorale reprezintă un filtru pentru partidele politice pentru a verifica credibilitatea și a încerca să vadă cum se poziționează ele în raport cu altele și în același context vreau să vă întreb. Plecarea domnului Lupu de la fruntea sau din fruntea Partidului Democrat are în viziunea dumneavoastră o strictă legătură cu acest scrutin electoral? Cu certitudine, partidele politice sunt create pentru a accede și a exercita puterea politică prin alegeri. Și multe partide și-au încetat existența sau au trecut în eșalonul 2, eșalonul 3, dacă se poate spune așa, datorită rezultatelor înregistrate în campaniile electorale. Alte obiective majore a unui partid politic nu pot fi. Dar în Republica Moldova au fost și alte obiective, când partidele politice erau folosite ca niște întreprinderi pentru a îmbogăți anumiți oameni. Dar deja partidele nu mai sunt sau acele întreprinderi care aduc bani, este foarte greu de a găsi noi cumpărători și de aceea multe partide politice nici nu și măcar nu s-au aventurează în campanii electorale. Spre exemplu, în campania prezidențială s-au lansat 9 lideri de partide, plus încă 3 partide care au susținut un singur candidat, dar care nu au fost înregistrat. Și scorurile înregistrate de către unii concurenți electorale au demonstrat că nu pot să mizeze pe un suport politic, inclusiv partidul despre care noi discutăm, dar și alte partide, mai ales în contextul că se reconfigurează eșchierul politic atât de pe segmentul de centru dreapta-dreapta, dar și de pe segmentul de centru stânga-stânga. Cât despre a doua întrebare, eu am spus într-un interviu la un portal de știri că plecarea președintelui Partidului Democrat ține de faptul că el s-a epuizat ca lider politic care ar putea să contribuie la ascensiunea partidului. Și cei din Partidul Democrat consideră că un alt lider politic va putea ca să fie acea locomotivă care să tragă după sine partidul ca să obține un scor cu mult mai mare decât cei pe care ei îl estimează, de la 16-17 la 25%. Da, într-adevăr, campania electorală a demonstrat într-o anumită măsură, numai care este că pentru că Partidul Democrat în ultimă instanță și-a retras candidatul, a procedat poate absolut corect,
pentru a nu periclita cursul desfășurat de către guvern, iar acea retragere pentru mine nu a fost o noutate, a fost așteptată. Eu mă așteptam de mai mult timp, dar trebuia să treacă campania electorală pentru ca fostul președinte să-și materializeze aspirațiile sale de a fi președinte, nu s-a putut realiza și drept rezultat, partidul se pregătește pentru alegeri. Partidul Democrat, eu am în vedere, că eu nu sunt fan a Partidul Democrat, se pregătește pentru alegeri ca și toate celelalte. Este absolut important ca partidele să înțeleagă că alegerile parlamentare sunt foarte importante și eu cred că toate partidele care cu aspirații serioase deja au inițiat preparările, inclusiv și Partidul Socialiștilor. Domnule Joc, eu vreau aici să facem o concretizare sau cel puțin să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Ipotetic vorbind, dacă, nu știu, săptămâna viitoare ar fi alegerile parlamentare în Republica Moldova, câte partide vedeți că acced în Parlament? Poate nu îmi dați denumirea, dar poate și o cifră și justificarea. Raportat la credibilitate, vreau să ajung. Eu consider că 6 partide ar putea trece în Parlament, 3 de pe eșichierul de centru-stânga-stânga și 2 sau 3 de pe eșichierul centru-dreapta-dreapta. Dar scorul va fi în favoarea partidelor de pe stânga. Domnule Volnițchi, în albia ceea ce spunea și domnul Juc, credibilitate și nemijlocite a actorilor politici. Vreau să ajung în albia candidaților independenți. Care este miza lor? Pentru că eu, cel puțin, în calitate de jurnalist, nu cunosc un caz de succes pe care aș putea să-l ofer și să-l propunem spre discuție atunci când o persoană independentă a ajuns în Parlament. Unde este miza? De ce ne lansăm în acest joc? Cu tot respectul față de cei care au făcut-o. Bine, noi putem să constata, examinând puțin istoria recentă politică a țării, că deocamdată cel mai bine dintre independenți s-a plasat atât la parlamentare cât și la prezidențiale Valeriu Ghilețchi, care și în acest an a candidat și precedentul scor electoral bun de aproape 2% l-a avut, apropo, a avut un scor comparabil cu cel al domnului Ghimpo acum în parlamentarele din 2001, în alegerile parlamentare anticipate. Și atunci s-a mai înregistrat o situație ușor ilară pentru unii, că Valeriu Ghilețchi tocmai părăsise un partid și a acumulat mai mult în acele alegeri decât respectivul partid. Și mulți au atras atenția acestui fapt. Bine, mai avem și alte cazuri când s-a acumulat în jur de 1%. Este vorba de aceleași alegeri din 2001 când domnul Boicenco Valeriu a avut 1%, dacă mi-amintesc eu bine. Domnul Plugaru, la un moment dat, participând în scrutin prezidențial, a avut circa 1%. Și toate aceste exemple, Boicenco, Plugaru, Ghilețchi, ne duc la gândul că o variantă nediscriminatorie, o variantă corectă pentru candidații independenți ar fi un prag electoral de 1%. Și e și firesc așa să fie odată ce candidaților care luptă pentru, spre exemplu, pentru un loc în Parlamentul Republicii Moldova pe liste de partid, le revine 1% pentru a deveni deputați, era și logic ca și candidaților independenți să le se ofere aceleași condiții. De ce, revenind la întrebarea dumneavoastră, de ce ei totuși știind că au prea puține șanse candidează? Unii încă își fac iluzii, alții nu doar să-și testează credibilitatea. Da, alții nu vor să-și piardă electoratul, pentru că noi avem politicieni care au propriul electorat, chiar dacă nu sunt lideri de partid. A treia categorie dorește să-și sporească notorietatea și să transmită un mesaj care are legături concreți în față, având în vedere ulterioare aderări la alte echipe politice sau, nu știu, alte planuri de acest fel. Dar toate aceste probleme ar putea dispărea în scurt timp dacă ceea ce se vorbește insistent în ultimul timp, sistemul electoral mixt sau sistemul electoral uninominal, iată, acest sistem va scoate problema pe care o au acum candidații independenți, pentru că jumătate din deputați în cadrul unui sistem electoral mixt se aleg în circunscripții uninominale, altă jumătate pe liste de partid, iar dacă noi, domnul Novac, cred că știe mai bine, în Parlament există o inițiativă legislativă semnată de un ex-deputat și care a trecut și avizul Comisiei de la Veneția și care prevede în genere sistemul uninominal, nici măcar mixt. Aceasta ar reduce la zero
efortul depus de partide, rolul partidelor în politica moldovenească. Eu nu știu cât e de binevenită un asemenea sistem, mai ales că avem și problema transnistreană nesoluționată, mai ales că avem multe alte probleme de acest fel legate de coruperea candidaților, cumpărarea lor și așa mai departe și așa mai departe. Dar, repet, pur teoretic, dacă e să judecăm prin prisma întrebării dumneavoastră, problema independenților ar putea fi soluționată de un eventual astfel de sistem. Domnule Novac, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este unul, aș îndrăzni să zic, relativ nou pe ieșicherul. Atunci când vorbeam despre credibilitate și vorbeam despre acțiunile pe care trebuie să le întreprindă un partid, haideți să deschidem un pic parantezile. În ce a constat succesul? Pentru că până la urmă trebuie să spunem lucrul ăsta, chiar dacă place unora sau nu, ca să crească atât de mult în topul încrederii. Noi am elaborat, v-am zis, o strategie foarte clară și noi vom merge pe această strategie, deci deoarece este una de succes. Noi, atunci când vorbim, ieșim în fața cetățeanului și spunem că, uite, noi o să facem 1, 2, 3, 4, 5, 8, peste o perioadă mergem. Noi, ca să știți, fracțiunea noastră, fiecare luni, fiecare deputat, vă zic, merge în teritoriu. Fiecare are ore de primire, dimineața până seara. Eu, fiind responsabil pe două raioane din Cimișlea și Căușeni, vă zic, cel puțin la Căușeni, nu, eu nu știu dacă mai vine vreun deputat din celelalte fracțiuni parlamentare. Absolut nu-i nimeni. Și asta nu-i de ieri, ori de altăieri. Imediat după parlamentare, nimeni nu mai vine acolo, dar asta este ceea ce spun oamenii cu care eu discut. Eu chiar aș vrea să mai văd cineva din colegi, să ne mai întâlnim, știți cum, luni așa și scrie, este regulamentul parlamentului, zi de teritoriu, să mai schimbăm opinii. Sunt undeva problemele cetățenilor, dar bine, hai să unim forțe. Să ajungem la un numitor comun. Da, să rezolvăm întrebarea asta la urmă. Dar nu vine nimeni, asta este. Și noi, când v-am zis că venim cu un program și îi spunem, asta noi am reușit, asta noi nu am reușit. Și uite de ce n-am reușit. Că am fost blocați aici, aici, aici. Ne-a blocat acela, acela, acela. Trebuie să explice omului. Dar nu să... Când mergi în teritoriu, într-un sat X, Y sau Z, odată la 4 ani, omul celălalt, el nici nu te cunoaște la față cine ești. Și tu începi a-i spune că eu sunt reprezentantul, candidatul la funcția de deputat din partea partidului. El spune, cine? El nici nu te primește. Dar când mergi, când o faci sistematic, eu vă zic, eu am avut, sunt sate unde mie mi se spunea în față. Nu trebuie să veniți la noi, că noi și așa o să vă susținem. Dumneavoastră ne-ați ajutat acolo, acolo, acolo. Nu veniți, nu pierdeți timpul. Duceți-vă în altă parte unde n-ați reușit ori, și discutați cu oamenii. Și de aceea, succesul... Nu, noi vă spunem cum este. Noi deja am început pregătirile pentru următoarele parlamentare. Indiferent când o să fie, că o să fie ordinare ori anticipate. Noi deja am început aceste pregătiri. Dacă te apuci de, să faci campanie electorală în două, trei săptămâni acolo, imediat după ce este clar votată data scrutinului care urmează să fie, vă zic, nu-i timp suficient ca să pornești această locomotivă. Da? Nu reușești în timp. De aceea, noi am pornit, noi lucrăm sistematic, fiecare, vă zic, noi avem cere foarte strict. Doamna Zinaida Greceanu de la fiecare deputat cere câți oameni de ce să nu s-a rezolvat, pentru care este problema. Este o evidență. Dar atunci când îmblă toți, le tot una care și pe unii îmblă, eu vă zic, întrebați pe ceilalți colegi. Au idei măcar unii sunt colegii lor. Noi știm că lunea fiecare la noi, pe mine să mă întrebi unii colegul, nu știu, să zicem Ghenadi Dimitruc, eu spun, adresa cutare e un gen, e un oficiu la ora asta. Vă spun 100%. Merge acolo și îl găsești, dacă îi trebuiești omul. Ceilalți, unde să-l găsească? Ei nu vin la comisiile permanente. Ori să meargă el în teritoriu. El nu are timp să meargă în teritoriu. El consideră că e mai important pentru dânsul, nu știu, problemele personale. Ori, da, sigur că trebuie să dedicăm timp și problemelor personale. Însă, odată ce ai fost... Mandatat și cetățeanul ți-a acordat acest vot, fii bun și povara asta cum este, du-o cu cinste și cu demnitate. Eu
Eu vă zic, eu când merg în raionul meu, eu privesc oamenilor în ochi, nu am ce mă ascunde, vorbesc liber, deschis cu ei. Deci așa voi fi primit. Eu sunt sigur că la următoarele parlamentare, noi acum am aproape 53% am luat pe raionul Căușeni. Eu sunt sigur că dacă încă mai este de unde, mergi și lucrezi, explici omului și noi o să o facem asta. Domnule Juc, mai avem 3 minute în cadrul acestei emisiuni. Spuneți-ne, vă rog, în albia celor remarcate un pic mai devreme de către domnul Novac, când se încep pregătirile pentru următoarele alegeri și când trebuie să o facă partidele? Și mai am ceva pentru dumneavoastră, dar haideți să le luăm pe pregătirile dat. Pentru alegerile parlamentare încep a doua zi după finalizarea alegerilor precedente. Partidele serioase se ocupă cu prepararea, cu mesajul, dar cel mai important este lucrul în teritoriu și eu consider că, într-adevăr, Partidul Socialiștilor are o atitudine serioasă față de activitatea sa în teritoriu. Cum a fost în trecut Partidul Comuniștilor, de asemenea avea o atitudine serioasă, dar Partidul Socialiștilor nu este unul relativ nou. El a funcționat de mai mult timp, altceva este că a fost resetat în 2011, în trecut o perioadă s-a aflat la remorca Partidului Comuniștilor prin fostul lider, dar a venit un lider nou care și-a pus sufletul sau s-a dedicat acestui partid și în virtutea unor factori favorabile a contribuit ca să devină unul dintre cele mai importante partide din Republica Moldova. Adică pregătirile încep a doua zi pentru ca avea un rezultat final bun. Domnule Juc, tot aici vreau să vă întreb. Pe eșcherul politic din Republica Moldova, mai există loc pentru un nou partid? Și aici vreau să vă întreb, de ce depinde sau care sunt factorii care ar determina succesul? Și chiar mi-am notat, lider, doctrină politică, echipă, care ar fi mai important? Dat fiind că Republica Moldova totul este relativ, inclusiv eșcherul partidelor politice, loc este pe toate segmentele. În special, aș spune eu, pe segmentul de dreaptă, pe segmentul unionist, probabil este loc pe segmentul de centru-dreapta, și iar rolul determinant nu revine doctrinei, pentru că oamenii din Republica Moldova mai puțin înțeleg ce e doctrină, chiar și mulți lideri politici nu știu ce este doctrina, nu știu care sunt fundamentele acestei doctrine. Probabil contează cel mai mult pentru realitățile actuale, carisma sau imaginea unui lider politic, dar să aibă și o echipă bună și să aibă mulți bani, pentru că politica nu se face cu bani puțini. Ultima întrebare, pentru că regia ne spune că mai avem foarte puțin. Cultura politică este determinantă pentru vectorul pe care trebuie să urmeze Republica Moldova? Avem actori politici care cunosc și respectă ceea ce numim noi cultură politică? Cultura politică în Republica Moldova încă nu s-a cristalizat totalmente în una democratică, în una rațională, una reprezentativă și participativă. Cultura politică mai rămâne una parohială, una etatistă, fapt care nu permite cetățenilor să participe mult mai activ, să manifeste activism social, să dezvolte democrația participativă și să participe mult mai activ la viața politică. Nu se discute în troleibuze sau la piață sau peste tot despre politică, ci să se implice de zi cu zi în rezolvarea problemelor locale, problemelor de cartier, problemelor de stradă și numai în asemenea considerente Republica Moldova va putea să se modernizeze. Domnilor invitați, noi trebuie să punem punct acestei emisiuni. Timpul s-a scurs mult prea repede. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Am discutat despre sistemul de partide din Republica Moldova, despre evoluția lor și despre caracteristicile acestora. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV.